Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au făcut percheziții la domiciliile celor 26 de persoane bănuite că ar fi deținut și comercializat în județele Gorj, Mehedinți și Timiș cantități mari de țigări provenite din contrabandă. Au fost puse în executare 23 de mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria municipiului Motru, au efectuat în această dimineață 26 de percheziții domiciliare la persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni de contrabandă cu țigarete și evaziune fiscală. Prejudiciul creat prin această activitate infracțională este de aproximativ 1.500.000 de lei. Persoanele suspectate de contrabandă au fost aduse la sediul IPJ Gorj pentru audieri.